Deși cunoscută ca o zonă monoindustrială, zeci și zeci de ani, Valea Jiului poate avea, paradoxal, un loc privilegiat în contextul turismului românesc în plin avânt de dezvoltare. Ea dispune de frumoase zone de peisaj montan în masivele ce o înconjoară, Parâng, Retezat, Straja Șureanu, unde dezvoltarea infrastructurii va aduce în viitor mulți turiști doriți să-și petreacă vacanțele aici. Dezvoltarea cultului pentru turism va introduce Valea Jiului într-un turism național și chiar internațional, pe coordonate care cu siguranță vor oferi oportunități dintre cele mai atractive. Unul din punctele de atracție este fără îndoială ceea ce este cunoscut generic sub numele Cheile Jiețului. Situate în nordul masivului Parângul Mare, săpate în roci cristaline, ele au o lungime de circa 8 km. Aventura spre Cheile Jiețului începe din Petroșan pe Valea Maleii, apoi, după o ramificație la stânga, din dreptul cătunului Jieț, după 3 km de șosea aproape dreaptă, se ajunge la punctul de intrare în majestoasele chei. Peisajul devine brusc spectaculos. Apar versanți verticali, surplombați pe alocuri, valea se îngustează, pădurea îmbracă versanții, apar stâncile semețe, apoi valea se îngustează tot mai mult și devine umbroasă. Sosim în sectorul numit La Clești, unde pereții par a închide calea la fiecare cot al șoselei. O șosea pitorească, apărută încă din anul 1965, construirea ei fiind legată de începerea lucrărilor de amenajare hidroenergetică a lotului, având menirea să asigure accesul și aprovizionarea facilă a șantierelor mari hidrocentrale, care a creat barajul și lacul de acumulare Vidra. Reluând ideea cheilor Jiețului, se observă cum în stânga și în dreapta sosesc de pe versanți pâraie ce se aruncă de pe praguri direct în apa Jiețului. De fapt, odată cu adâncirea văii principale, mult mai tinerele văi afluente nu au ținut ritmul de săpare a acesteia și au rămas suspendate. Repezi și înspumate vin pâraiele de la sud dinspre Parângul Mic, de la 2074 metri altitudine. Apoi, o spectaculoasă apariție, o cădere de aproape 30 de metri, la circa 3 km de la intrarea în chei. Cascada Muncelului, cea care aduce apele de sub creasta de dreapta Jiețului. Amonte de ea, pe aceeași parte a văii, coboară înspumat pârâul Ursului. Șerpuirea văii se mai reduce. Trecem apa, pe malul drept, în preajma gurii văii Mija Mare, loc unde se află și o modernă cabană transformată în anul 2006 dintr-un modest canton silvic, cabana Mija. Se va parcurge în continuare o zonă de luncă, după care urmează zona stâncoasă de la Zăganii. Alte cascade se aruncă în Jiez. Treptat, deși stâncile își mai fac simțită prezența în versanți, valea se lărgește, vegetația forestieră acoperind aproape toate pantele. După ce trecem de pârâul Țiganului, se desfășoară ochiului culmile înalte ale Parângului. Valea se lărgește și se ajunge în preajma cantonului silvic de la cotul Jiețului. Apa Jiețului vine acum dinspre sud, culeasă din ochiurile glaciare ale căldărilor Roșiile și Slivei. La cota 1208 metri altitudine, exact la 18 km de Petroșani, într-un minunat cadru natural, prinsă între masivele Capra și Slivei, se află cabana Groapa Seacă, un excelent loc de popas, fiind o destinație ideală pentru amatorii de drumeții, de aici pornind numeroase trasee turistice în zonele înconjurătoare. Mai sus de cabană, spre locuri de belvedere, drumul suie în pasul Groapa Seacă, la 1598 de metri altitudine, și se îndreaptă printr-un alt mirific peisaj spre lacul Vidra.
Drumul este din nou îmbrăcat de peisaje superbe prin valea izvorul Gropii până la zona turistică Obârșia Lotrului, pe același drum național 7 la 28 de kilometri de Petroșani. Începuturile turismului aici datează din anul 1936, legenda spunând că aici își dădeau întâlnire păstorii veniți din împrejurim în ziua de Sânziene, pe 24 iunie, la sărbătoarea Nedeii. Tot aici, la Obârșia Lotrului, se organizau celebre partide de vânătoare, consemnate și în literatură, urmarea acestor activități, apărând și casele de vânătoare. În prezent, aici se desfășoară o bogată activitate turistică. De la cabana Obârșia Lotrului, aflată la 1430 de metri altitudine, aflată la confluența pârului Pravăț cu Lotru, drumul duce spre lacul Vidra, la 1300 de metri altitudine. Lacul Vidra, lac de acumulare creat în anii 70 ai secolului trecut, pentru punerea în mișcare a turbinelor hidrocentrale de la Ciunget, are o suprafață de 940 de hectare, depozitând peste 340 de milioane metri cub de apă. Pe malul său drept este amplasată stațiunea Vidra, construită în perioada 1965-1975 ca o colonie de muncitori la barajul Vidra, găzduind atunci peste 2000 de oameni. În prezent se distinge printr-un stil arhitectural nou, îndrăzneț, cu o perfectă încadrare în peisaj, dispunând de 3 hoteluri și 5 vile, stațiunea fiind una dintre puținele din România privilegiate de poziția geografică, de calități peisagistice de neegalat.
Drumul duce de aici mai departe prin alt traseu de o rară frumusețe spre Brezoi, peste munte, drumul ducând prin sudul munților Lotrului la Malaia, capitala unei alte construcții hidrotehnice, Malaia Brădișor. Până aici am ajuns din cheile Jețului, locul unde toate anotimpurile au un farmec, dar parcă mai frumos este primăvara când cascadele sunt umflate sau toamna când culorile fagilor alcătuiesc un pastel alături de verdele coniferelor și albul mestecenilor.